nici măcar nu introduc în dezbatere publică, în ședința de Consiliu, proiectele pe care noi le inițiem. Deci este, în afară de faptul că este o bătaie de joc la adresa noastră, dar asta contează mai mult sau mai puțin în confruntarea politică, este o gravă, abatere de la normele legale în vigoare cu privire la procedura actelor administrative. Și pe această cale vreau să atrag atenția tuturor celor care sunt implicați. Am spus o dată, am spus de două ori, am spus de trei ori. Propuneți spre dezbatere proiectele noastre. Lucrurile o iau într-o direcție total greșită. Oamenii de la Consiliul Județean, nefăcându-și treaba, ajung să facă abuzuri. Deci ajung să facă abuzuri, exact ceea ce vă spun. Când noi am depus procedural o hârtie la Consiliul Județean care înseamnă propunere spre dezbatere, ni se spune că au trimis-o la diferite instituții să ia avize. La Consiliul Local nu se întâmplă treaba asta. La Consiliul Local sunt introduse pe ordinea de zi, dar sunt respinse. La Consiliul Județean este frică probabil să le respingă și atunci spun, las că mai bine o dăm pe funcționari de la Consiliul Județean care se plimbe documentul la unul la alții și spun că nu se poate. Vă spun că este un abuz ceea ce se întâmplă. Și vreau să trezească și la realitate ca să nu spun după aceea că am ajuns în altă zonă din cauza noastră. Nu, este un abuz. Să dezbată proiectele, să le supună la vot și politic să-și asume rezultatul votului. Pentru că au majoritatea astăzi. Sau să voteze alături de propunerile noastre și atunci nu va mai exista niciun fel de polemică pe tema asta. La Consiliul Județean, repet, nu s-au introdus pe ordinea de zi. La Consiliul Local s-a introdus pe ordinea de zi mandatarea primarului în cazul ăsta pentru a supune la vot în adunarea generală a atitudinea, eliminarea taxei pe apa de ploaie. Și aici am primit raport negativ. Este incredibil cum poți să primești un raport negativ în condițiile în care domnul primar a fost delegat în Adi Dunărea, în adunarea generală a Adi Dunărea, în urma unei hotărâri de Consiliu. O hotărâre de Consiliu dată anul trecut. O hotărâre de Consiliu care are raport favorabil pentru delegarea domnului primar să participe la ședințele Adi Dunărea în calitate de reprezentant al CLM. Acum am primit un raport negativ prin care se spune că domnul primar nu poate fi mandatat să facă o propunere în Adi Dunărea, în ședințele adunării generale. Deci este un nonsens. Pe de o parte la CJ să facem abuz pentru că nu sunt dezbătute proiectele în termenul legal, iar pe de altă parte la primărie să facem un abuz în sensul în care rapoartele sunt prezentate către Consiliul Local odată cu aviz favorabil, odată cu aviz nefavorabil, după cum dorește domnul primar în funcție de situația politică pe care o traversează. Deci noi nu discutăm de politică. Aici este o chestiune care afectează tot municipiul și toți locuitori în acest municipiu. Lucrurile trebuie tratate cu maximă seriozitate. Deci nu poți să spui odată da și odată nu. Mai mult decât atât. Există, tot ne este frică de prefectură. Aceste hotărâri al Oadei Dunărea nu trec pe la prefectură. Am mai spus lucrul ăsta. Se supune la votul Oadei Dunărea să vedem ce se întâmplă acolo. Dar au ales și ei și în cazul că nu s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că cei de la PSD și cei care formează arcul guvernamentar, dar în primul rând PSD-ul, a ales să se abțină la vot. Nu poate să treacă acest vot nevăzut, chiar dacă s-au abținut, pentru că tot un vot negativ este. Și pentru eliminarea taxei pe apa de ploaie, sunt 10.000 de semnături pe care tot astăzi le vom depune la primărie. Și implicit la Consiliul Local, astfel încât în ședința din 1 decembrie, primarul va fi obligat să dezbate cele două proiecte la inițiativa cetățenească. Și vă spun că sunt 10.000 de oameni care vin și ne întreabă ce s-a întâmplat cu semnăturile lor. Deci sunt oamenii ăștia care, inclusiv astăzi, m-au întâlnit cu două persoane care au venit și au întrebat ce se întâmplă cu semnăturile noastre. Care este finalitatea? Finalitatea este că domnul primar și cei de la PSD refuză să iau o măsură legală și corectă și care a fost luată în alte localități ale țării. Dar o să mai discutăm acum de Dunărea. V-am spus tot ce era dispus de Dunărea. Cei de acolo înțeleg că și-au revizuit într-o oarecare măsură de față de clienții care aveau reclamații, care se duceau cu tot felul de probleme la ei și pe care îi tratau oarecum incorrect. Dar asta nu rezolvă problema de fond. Și anume că astăzi brăilenii sunt taxați cu niște sume suplimentare, fără să beneficieze de aceste servicii. Iar cei de la Dunărea înregistrează un profit care
nu poate fi acceptat în dreptul unei societăți de stat care are ca obiectiv furnizarea unui serviciu de utilitate publică. Asta este discuția finală pentru ceea ce înseamnă apa meteo. În concluzie, în luna decembrie va fi pentru prima dată în istoria Brăilei când primarul va trebui să facă față a două proiecte susținute de 10.000 de cetățeni. Indiferent ce va spune și cum va justifica, oamenii ăștia o să aibă la cunoștință cum s-a votat și care a fost atitudinea celor la PSD până la urmă, care i-au mințit în campanie electorală că vor aplica corect toate prevederile legale și care acum refuză să o facă doar pentru a păstra niște surse de venit suplimentare la bugetul local.